Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine vă regăsesc, stimați telespectatori, bine vă revăd și vă reinvit la o nouă ediție a emisiunii anunțate Art Nova. De data aceasta, să știți că vom avea mai mulți invitați, dar subiectele sunt adiacente pentru că e vorba de proză, de poezie, de recital poetic și de o foarte necesară activitate care e din ce în ce mai rară, aceea de cenacluri literare. Avem invitați pe măsură care sunt specialiști, fiecare în domeniul său. Încep cu doamna profesor universitar dr. Viorica Bălteanu, care este aici și în calitate de om de cultură, care organizează atât de multe evenimente culturale, să nu uităm de Dante Alighieri, acea asociație formidabilă care a prezentat atât de multe serate Dante Alighieri, ani și ani la rând. Acum este aici și în calitate de interpret a unor noi volume poetice și de proză apărute, dar și coordonatarea unui cenaclu literar care are deja o anvergură, cenaclu literar Respiro. Am invitată pe o doamnă foarte bine privită în lumea literară culturală și o prezentăm cu drag. Este vorba de doamna profesoară Alexandra Dogaru, care este și prozatoare, dar are un avantaj în plus față de noi toți. Cunoaște două limbi străine, este specialistă în franceză și în engleză și a făcut traduceri pe vremea când avea o proprie editură, a publicat cărți extrem de interesante în traducere la propria sa editură, dar oricum traducerile rămân în continuare o preocupare și un lucru demn de luat în seamă ca referință, pentru că nu fiecare dintre noi cunoaștem atât de bine o limbă străină, precum și doamna profesoară Viorica Bălteanu cunoaște italiana, care și ea a făcut traducere. Deci sunt lucruri absolut demne de admirat și îl avem invitat pe poetul, dar și graficianul, foarte cunoscut. Nu cred că are nevoie de foarte multă prezentare, Traian Abruda, cunoscut prin multe, foarte multe expoziții pe care le-a realizat și lansări de carte în șir și în lanț. A venit și aici cu o suită de cărți, vom vedea la timpul potrivit, însoțit și de doamna profesoară stână, care va face un mic recital din poeziile semnate de Traian Abruda. Terminând prezentările incomplete, pentru că fiecare dintre cei invitați au un CV foarte mare, dar dacă îl deschidem, atunci va trebui să invit data viitoare să poată să aibă timp și să vorbească. Așa că preferăm să începem cu romanul. Haideți să începem cu romanul. Alexandra Dogaru, traducătoare și autoare de proză. Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc pentru invitație! Da, este un debut târziu, este literatură desertar, care a călătorit dintr-un computer în altul de când au apărut primele PC-uri în România și într-un final m-am hotărât să-l public. Așa cum înainte de roman am publicat o carte de epigrame, la sfatul și îndemnul domnului profesor de sociologie Ștefan Buzărnescu, care mi-a spus că este un act de egoism să ținem pentru noi această literatură de sertar. Și atunci, având copii, am zis să le las ceva în urmă copiilor. Și ați publicat ambele volume. E lăudabilă această posibilitate de a recupera textele și se sfârșește totdeauna cu o bucurie. Toată lumea se bucură că au văzut cartea tipărită și faptul că a așteptat niște ani v-a obligat să interveniți în text?
oarecum, nu atât intervenția în text a fost importantă, cât felul în care s-au ordonat textele răspândite, așa, în memoria calculatorului. A fost o întâmplare pilot care le-a organizat și care m-a și făcut să mă hotărăsc să public. După ce nu l-am mai avut aici pe tata, am avut un vis cu tata și acel vis a fost, acel vis apare reluat în carte, roman. Da. Acel vis a fost întâmplarea care a coagulat totul în jurul său. Și atunci a fost ca o datorie morală, am citit romanul și de aceea accept reluarea ideii, pentru că e foarte, foarte interesant, alunecă într-un alt plan, într-un plan ideatic. Și asta completează foarte frumos epicul romanului. Trebuie spus că e vorba de un epic construit cu foarte multă știință de a struni verbul și fraza. Fiind și traducător, autoarea e foarte atentă la fiecare cuvânt și ce rezultă, ce expresivitate rezultă din acestea. Cărțile pe care le-am tradus în anii 90 până prin anii 2003 au apărut nu doar la propria editură la Sagittarius, au apărut și la alte edituri din Iași și București. Au fost traduceri pe care eu le-am ales, cărți pe care eu le-am ales, sau mai bine zis, cărți care au venit la mine. Și unele au fost recomandate de prieteni editori, mi le-au dat ca traducătoare și le-am adus în limba română. Toate aceste cărți erau într-o colecție Argo. Porniserăm mulți tineri ai acelor vremuri în căutarea propriului eu. Erau cărți de autocunoaștere. Trasau niște repere pentru autocunoaștere. Și sigur că toate aceste experiențe se regăsesc cumva în călătoria spre iertare, că este vorba de o călătorie spre auto-iertare și iertarea celorlalți. Înțelegerea eu-ului, a sinelui, lucruri care țin și de cercetare, bineînțeles. Foarte, foarte interesant ar fi această idee de a traduce niște cărți pe care le alegi, în sensul în care vreau să întreb dacă autorii respectivi erau contemporani sau nu, pentru că aici se pun niște probleme apropo de drepturile de autor. Da. În anii 90 s-a făcut foarte multă piraterie la noi și am căutat cu cerbicie să plătesc până la ultimul cent drepturile de autor și a trebuit să caut autorii. Am legat niște prietenii foarte frumoase. A venit la mine Cartea Cristalelor, apoi Cristale care vindecă, adusă întâmplător, zicem noi, din America de o prietenă mai în vârstă. L-am contactat pe autor și am spus, nu suntem în situația de a putea plăti niște drepturi de autor, fiind diferența mare între mare, de valoare sigur că între da, de prețuri de aia și da. Între... Dar i-am spus, te rog frumos să-i întreb pe ghizii mei spiritual pentru recomandări. Și atunci autorul mi-a scris, i-am întrebat pe ei mei și au fost suficiente. Foarte, da. Foarte și... generos, fiind tradusă cartea într-o altă limbă, bineînțeles. Și așa a început nebunia, între ghilimele, a cristalelor în România. De atunci a început interesul pentru partea ezoterică, pentru lucruri cu cristale. Și lucrurile s-au legat, aducând informații importante care până atunci nu au fost prezentate. Mai revenim la această relaționare cu cartea. Mergem direct de la proză la poezie. Mă gândesc că așa se pune problema, deși poezia totdeauna vrea întâietate. Și noi astăzi i-am dat doar locul 2. Bun venit, Traiana Bruda, a mai fost la noi în emisiune. Este o dublă personalitate artistică. Este ca un fel de Janus, dar el așa e construit. Nu se poate rupe de niciuna din cele două realități artistice care îi sunt date, îi sunt hărăzite. Știu că scrie mult în ultimul timp,
și am văzut toți cu toții multe volume noi, așa că destăinuie-ne puțin. Ai scris poezie mai multă decât grafică în ultimul timp? E o întrebare grea. Sunt puțin răușit. Nu știu dacă se aude ce încerc să comunic. Nu e pe numărate, dar pot spune că nu neapărat scriu mai mult în ultimul timp. În ultimul timp e mai vizibil ce scriu, mai vizibil, pentru că între timp au apărut rețele de socializare. Și eu am ales, spre deosebire de alții, acum, sigur că să-mi public. Depinde să-mi și public, de inspirația, nu? Să-mi scriu chiar și să-mi arăt, mă rog, poeziile pe aceste rețele. Mulți autori se feresc dintr-o spaimă pe care eu, sincer, nu prea înțeleg, decât ca o teamă de concurență să facă lucrul ăsta. De fapt, vom vedea la final, vom vedea și imagini cu lucrările lui Traian Abruda, și mare parte din cărți sunt expuse aici și le putem lua așa pe rând să le vedem. Viorica Bălteanu, ca și profesor universitar, dar în cazul de față ca și coordonator de Cenaclu, a lansat câteva din aceste volume, ba, a și susținut prezentând chiar și la recenta lansare la care am participat cu toții și la care profesoara Alexandra Dogaru a făcut o coordonare excelentă a tuturor lorilor de cuvânt. A fost un adevărat recital poetic. Ce ne-ar putea spune Viorica Bălteanu ca om al stilului literar? Cenaclul Respiro, care are un an și jumătate vârsta, a dus în fața unui număr apreciabil de iubitori de frumos, autori deosebit de importanți. O parte dintre ei sunt nume foarte cunoscute, sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Aici avem câteva cărți ale lor. Alții însă sunt oameni pe care, știindu-i foarte talentați și cu resurse cu totul speciale, avem aici pe doamna Alexandra Dogaru Aldo, pe Traian Abruda, însă ar trebui să spun foarte multe nume: Vasile Bogdan. Ai adus și cartea lui Vasile Bogdan, cea mai recentă. Recentă, prezentată și la Respiro. Sala Petroiu, da? De asemenea, aici, Constantin Mărășcu. Aici, după cum vedeți, e o bogăție de volume și de titluri în jurul nostru. Însă și cărți ale unor autori foarte importanți: Ana Caia, o ediție bilingvă, romanul Călătoria al Alexandrei Dogaru Aldo. Ce-ar puteți să arătați la ecran, să-l vedem încă o dată? Așa, să se vadă așa. Mai sus, să-l vedem. Excepționalul volum de critică și istorie literară al lui Adrian Dinu Rahieru despre o rană deschisă a noastră, Bucovina, cea pe care o vede în două emisfere. Știm că a fost frânt trupul Bucovinei și se întâmplă tragedii mari de tot acolo. Domnia sa, dar mă bucur că și Alexandra Dogaru Aldo, sunt în niște prezențe constante și în calitate de critici literari, care au generozitatea de a citi cu mare, mare băgare de seamă și de a descifra resorturile intime ale autorilor, ale cărților acestor autori. De fapt, rolul Cenaclului, mai ales astăzi, este atât de important să creeze noi relaționări, comunicări în lumea artei, nu-i așa? În lumea literaturii, sigur, interpretare,
că sunt atâtea straturi care pot fi înțelese dintr-o lectură și intervenția unui critic literar nu face decât foarte bine în cazul de față, pentru că vin și iubitori de literatură care nu sunt neapărat autori. Deci faceți un lucru extraordinar. Și dezbaterile care au avut loc, știm de dezbaterea referitoare la limba română. Așa e, în toamna trecută, eram în plin an cultural european, în prezența și cu participarea foarte activă a doamnei europarlamentar Maria Grappini, a lui Adrian din Urachieru, a domniei voastre, a lui Traiana Bruda, a unei foste eleve ale mele, poeta și autoarea de cărții de științifico-fantastice, Laura Ceica, deci și oameni tineri, însă trebuie să spun numele Monicăi Maria Condan, numele Luciei Elena Popa, al plasticianului Sebastian Alexa, pentru că noi nu separăm literatura de celelalte splendori create de oameni, așa încât și artele plastice și foarte adesea muzica sunt alături de noi, literati. De fapt, totdeauna ai procedat așa și la seratele Dante Alighieri a fost secvență muzicală care punctează foarte bine, leagă și dezleagă idei și momente, bineînțeles. Despre cărțile lui Traiana Bruda, cel care spuneam că e foarte prezent într-o literatură de factură personal accentuată, personal, poate ne mai spune câteva cuvinte doamna Alexandra Dogaru? Da, cu bucurie. Am descoperit poezia prietenului Traiana Bruda, pentru că la cenacluri, la lansări, la vernisaje ne adunăm și ne constituim prieteni, ne ducem să devorăm cu plăcere împreună niște frumuseți, să gustăm niște bucurii. Am descoperit poezia lui Traian datorită doamnei profesor Bălteanu, care m-a întrebat dacă aș vrea să-i fac o cronică, și văzusem poezii publicate pe Facebook. Sigur, este o poezie de o factură cu totul specială. Este o poezie impresionistă și puțin cu accente suprarealiste, cu accente ermetice pe aici, pe acolo. Am evitat să zic o poezie psihanalitică, pentru că dacă ne gândim că André Breton l-a vizat pe Freud înainte de a defini bine literatura suprarealistă, poezia suprarealistă, este ceea ce deschide, ne dă cheia, ceea ce deschide calea către receptarea acestui tip de poezie. Pentru că, de fapt, Traian în poezie nu este Traian pe care îl cunoaștem noi. Acolo sunt multiple subpersonalități ale sale care răzbat din subconștient și mereu au ceva de spus, mereu au ceva de modificat în ceea ce spun. Cuvintele sunt rupte ca materia plastică, așa cum lucrează sculptorul. Aici e foarte interesant ce spuneți, exact. Exact. Și deci, da, aceste fragmentări care sunt în cazul de față lingvistice și care duc la niște fragmentări de sensuri pe care tu ca cititor trebuie să fii capabil să le legi și să refaci un sens anume. Așa cum spuneați la dubla lansare, foarte bine ați surprins, felul în care aproape ca în epigramă el ne trimite pe o pistă spre un sens, rupe cuvântul și de fapt ne trezim proiectați spre alt sens. Și continuu trebuie să fim pe fază, să fim atenți ca să, exact, ca participăm, o mică capcană, să participăm la acest dialog al subpersonalităților. Putem să arătăm câteva dintre volumele lui Traian? Cred că am pus mâna pe una dintre cele mai noi. Da. Dintre cele mai noi cărți, da? Vreau să spun că sunt prefațate de nume importante.
unele de Șerban Forță. Mai nou am văzut Adrian de Alexandru Cistelecan, de Adrian Dinu Rachieru. Vă rog, mai, mai arătăm... Sorin Ciutacu. Da, Sorin da. Ciutacu. Mai arătăm Cărare mamifere pe mijloc. Asta chiar a fost lansată acum, câteva zile. Da. E o carte proaspătă și vreau să remarc faptul că vă închipuiți, coperțile și condiția grafică îi aparține autorului. De nevoie. Da? Nu găsesc graficien să-mi fac. Așa a făcut totdeauna, nu poate altfel, nu e așa? Nu se țină termenul. Sunt lucruri firește, aici trebuie să-și spună cuvântul și graficianul. Viorica Bălteanu, care are, ce părere are, așa, în câteva fraze? Luni și de luni încoace, câteva luni încoace, da, poeziile lui Traiana Bruda, dar și lucrările lui în calitate de plastician sunt în atenția publicului nostru și acesta este foarte numeros, trebuie să spunem asta. Sunt poezii care te captivează. Asta ați și subliniat deja și care te surprind prin originalitatea lor extraordinară, printr-o sinceritate care merge parcă până în străfundul sufletului său și reușește să ne aducă și pe noi cititorii acolo unde sunt întrebări existențiale uriașe și îndoieli, aici colo certitudini, multe căutări, neliniști, este poezie mare. Adevărul este că în context contemporan, el face nota aparte. Așa și e. Și e foarte bine că avem de-a face și cu acest gen de poezie, dar eu vă propun măcar 4 dintre poemele semnate de Traiana Bruda în ultima perioadă și în cele mai recente volume să fie aici lecturate în mod artistic. Vă asigur că sensurile vor fi subliniate foarte bine de doamna profesoară Stâng. Răscolitor, ușor ești. Tu ești tu. Aparții unei specii pe cale de apariție, clar înclinată spre meditație, lăsându-și creierii mărunțiți, pe post de omizi, în crengile joase ale copacilor și căzute, apoi inocente, în iarba ușor leșinată. Totuși, periculoasă când e tăiată în viu și în ud cu motocoasă electrică. Tu te scurgi direct în pământ. Nu ai prezență de spirit să faci din fluid armăsar, să te închizi insurgent la fermoar cu lovituri de teatru puternice. Ah, și cauzatoare de galopante abstinențe legate de hormonii rivali. Da, mai ascultăm. Mai bun. Am fost mai bun de Crăciun. Am scris o poezie în care am spus: nimic nu mă doare. Și rânduri în care am scris apăsat: n-am mâncat, n-am băut, n-am fumat, n-am iubit, n-am murit mai mult. Am tăcut, am făcut umbră tăcerii și mângâierii borcanului casei cumva alertat, cu excepția unor gânduri. Golul de lângă tine. Dacă mă culc lângă tine, o să spui că mă voi trezi lângă tine. Dacă mă trezesc lângă tine, o să spui că am dormit lângă tine. Dacă mor lângă tine, o să spui că am trăit lângă tine. Dacă sunt mereu lângă tine, o să spui că am fost consemnat lângă tine. Dacă lângă tine e gol, o să spui că nu-ți pasă. Într-adevăr, aici ați nimerit poezia la care se referea Viorica Bălteanu, adică esența vieții, nu? Văzută poliedric
din diverse unghiuri. Într-adevăr, mai ne arătați un volum semnat Traiana Bruda? Da, trebuie să vedem. De ce insist? Pentru că sunt diverse, sunt multe și fiecare are o condiție grafică admirabilă, așa cum este bine unui grafician și cum el se definește prin întreaga activitate, prin propria sa operă. Într-un alt interviu semnat de Traian Abruda aflasem că o primă expoziție a făcut-o în holul blocului unde locuia, era o expoziție. Nu prima, am făcut și acolo. N-a fost prima. Era pentru locatari. Pentru asociația, da. Da. Foarte ingenioasă, sigur că e ingenioasă ideea. Să ne imaginăm că suntem acum prezenți la o ședință a Cenaclului Respiro. Cum decurg lucrurile? Se pare că decurg bine, de vreme ce suntem aproape o familie. O familie spirituală, o familie de intelect, de suflet. Avem nevoie unii de alții. Și lucrul acesta cred că e un semn bun. După atât de multe învrăjbiri, după atât de multe momente cumplite... Literatura leagă cumva. Literatura, iată, leagă. Este ca un balsam. Mai ales când aducem aproape și plasticieni și muzicieni, așa încât lucrurile se completează. Da, e adevărat, am făcut acea dezbatere limba română încotro, mai cu seamă, pentru că așa a vrut Dumnezeu ca limba română să fie prezentă pe toate continentele, din pricina acestui fenomen mai puțin fericit al emigrației, însă întotdeauna există în orice încercare grea și o parte benefică, benignă, pentru că chiar domnia voastră în Canada, în Statele Unite cu precădere, dar și Ana Caia în Belgia, eu și în Italia și în Albania și în Belgia și în Slovenia și mai știu și eu pe unde, da. Am avut bucuria să constatăm că conaționalii noștri, cu dorul acela de la Dumnezeu lăsat nouă românilor, fac lucruri extraordinare. Scriu, publică reviste de ei conduse, edituri, unde literatura română, în limba română sau și în română și într-o altă limbă, este foarte prezentă. Ei prețuiesc, iubesc, dar păstrează limba română. Asta e foarte, foarte important și trebuie să reținem lucrul acesta. Sigur că da. E un lucru mare. Niște lucruri care greu pot fi trecute cu vederea. Să exerseze acolo limba română. Într-o pagină de literatură poate nu poate extraordinar realizată literar. Dar păstrezi limba română. Asta e un țel pentru ei și, într-adevăr, deseori se reușește, așa cum spui. Sunt reviste, sunt edituri, sunt cenacluri și sunt uniuni de creație, chiar, care așa e. Îi adună pe scriitorii români și își aduc și prietenii din țările respective. Vorbesc cele două invitate ale mele în cunoștință de cauză, ambele fiind traducătoare, așa cum am spus, și eu subliniez și prețuiesc foarte mult această preocupare, pentru că a fi cunoscător al unei alte limbi înseamnă a cunoaște o altă cultură și lucrul acesta îl împărtășesc așa cum fiecare dintre domniile lor poate să o facă la momentul potrivit și asta pentru imaginea culturală a Timișoarei, un asemenea cenaclu este foarte binevenit, completează imaginea culturală a Timișoarei. Ideea de traducere, nici nu mai spun, este extraordinară, pentru că Institutul Cultural Român nu poate să atingă toate dorințele de traducere, așa că sunteți foarte binevenite. Poezia oricând are cale deschisă și traduceri și prezentare, însă studiile
interpretative, subiectele majore care sunt traduse din cărțile de specialitate, exact cum ați spus, este un lucru foarte bun. La ce lucrați în această idee, cele două traducătoare, creatoare și de literatură, doamna Alexandra? Am lucrat în mai multe etape, cu pauze între aceste etape, la două cărți ale Florindei Doner-Grau, o membră a grupului lui Carlos Castaneda, care a făcut epocă în a doua jumătate a secolului trecut și începutul secolului în care trăim. Cărțile lui se vând încă foarte bine. Carlos Castaneda fiind antropolog, care a trecut printr-o inițiere în sistemul filozofiei toltece, spiritualității toltece, și și-a format un grup al lui. El este asimilat sau, eu știu, asociat cu diverse mișcări, dar el rămâne în esență un antropolog cu niște căutări extraordinare și a avut voie să și publice. Și când veți da cartea la tipar? Aș vrea să public Visul Vrăjitoarei, care este prima carte a Florindei Doner-Grau, până la sfârșitul acestui an, și poate anul viitor Șabono, care este experiența ei de un an trăit într-un trip din Amazonia. Da. Iată lucruri atât de interesante care intervin aici în spațiul nostru cultural și o nouă traducere semnată de Viorica Bălteanu. Nu uităm pe celelalte două cărți extraordinare legate de o personalitate, nu? O personalitate genială. Da, genială, așa e, da. O principesă valahă. Da. Am ținut neapărat ca versiunea românească a unui eseu important despre Dora Distria să apară la Roma. Și a apărut la Roma. Pentru că atât Dora Distria, cât și limba română, Doamne, ce bine se pot face cunoscute din nou și mereu în cetatea eternă. Cât despre romanul pe care l-am scris despre Dora Distria, am tradus deja jumătate din el, cam greu cu canicula asta, sper totuși, sigur că da, să răzbesc, asta și pentru că mereu mă fură, vedeți, autorii care au nevoie să fie puși în lumină, pentru că și mereu, da, este avem norocul să-i avem lângă noi. O prezentare de carte, o prezență la cenaclu, așa e, la asta ne referim. Sigur că da. Tot mereu sunt lucruri la care e bine să interrelaționăm, să fiți prezentă. Și sigur că da. Asta se întâmplă. În ceea ce privește literatura mea, da, și Cărticica asta e o carte din sertar scoasă, scrisă cu niște decenii în urmă. Vorba, da? S-o și vedem? Acum pregătesc ediția a doua, revăzută și amplificată. Așa încât nu trebuie să uităm că tinerii, copiii, au nevoie de toată atenția, afecțiunea, dar și de severitatea noastră. Adică noi trebuie să-i educăm cu da și nu, cu bine și nu e bine, pentru că România, limba română, cultura, în sensul cel mai amplu și mai nobil al cuvântului, au nevoie să meargă mai departe. Vorbeam de fosta mea elevă, Laura Ceica, dar și de alți autori tineri care sunt convinsă că se vor apropia de cenaclul nostru și se vor bucura de toată atenția meritată. Să înțelegem din toate acestea un lucru pe care deja îl știm, dar iată se practică și se certifică acum real: arta, în cazul de față literatura, dar și grafica lui Traian Abruda, își au un rol nu doar în a ne regăsi pe noi, ceea ce nu-i puțin spus, pe noi înșine sau o latură a existenței noastre, dar și a comunica, a relaționa, a îmbogăți comunicarea cu ceilalți și a educa. Exact ceea ce ați spus. Numai puțin poezia. Îi dau din nou un loc poeziei, un loc bine meritat.
Patria cere 7 ani de acasă pentru ca tu, pentru ca eu, să desfacem picioarele, să umblăm mamiferic. Hei, am spus, mamiferic. Ce frumoasă ciudățenii să fac uneori că există în drumul spre groapa noastră cu mulți ghiocei derbedei. În caz de nevoie, eu sunt pe aici. Scot limbi complicate la mușuroiul bine clădit de furnici. Eu sunt pe aici. Mai umblă și furnicături uriași. Așa par. Nu-mi sunt aliați. Aș putea să nu scriu niciodată, chiar niciodată, despre tot ce am scris altădată, cu multă naivitate și texte de coșmar, suplu și gingaș. Sunt doar câteva dintre poemele semnate de Traian Abruda, prezent aici la noi, și pentru că are o problemă de exprimare, acum e răcit, n-avem ce să-i facem, a fost programată venirea, nu a vrut să lipsească și îi mulțumim, așa că vocea nu-l prea ajută, dar zâmbetul, privirea lui spune mult, e aici, e prezent, e cu noi, e atent și cred că totuși versul e cel care spune de la sine foarte mult. Aș propune să ne gândim așa o clipă, creatori fiind cu toții, ce-ar fi lumea fără literatură, pentru că se vorbește atât de mult, nu mă refer la întreaga sferă arte, dar se vorbește atât de mult de doar cărțile virtuale, gata cu cărțile tipărite. Vine o spaimă, vine o întrebare, o nesiguranță nu foarte mare, dar se prefigurează. O duplicitate, adică și cartea tipărită și cartea în alt format, electronic, este ok. Foarte bine, e un serviciu extraordinar. Poți să o citești mai ușor, cartea apărută în alt colț al lumii. Dar creatorul în sine, literatul, scriitorul, dacă ar afla că tot ceea ce a scris se va pierde, cred că e o dramă, e o întrebare pe care nu vrem să ne opunem. Cum vedeți această dualitate? Se va întoarce lumea la cartea tipărită. Toți copiii străluciți și, Doamne, ce darnic e Dumnezeu, avem copii fabuloși de dăruiți în toate domeniile, citesc enorm. Pentru că meritul extraordinar, sigur, este al lui Dumnezeu, care i-a dăruit cu minte, cu curiozitate, cu mult dor, dar și al părinților lor. Pentru că de un copil trebuie să te ocupi încă de când e o gâgălice în fașă. Să-i dai afecțiune, să-i dai toată atenția ta, să-i răspunzi la gângureli și să îl încurajezi să gângurească. Copilul care gângurește de vreme e clar un copil foarte inteligent. Să-i urmărești umblatul în patru lăbuțe, nu rotobil, umblat în patru lăbuțe, pentru că în genunchi sunt centrii vorbirii, care activează centrii vorbirii. Copilul care umblă în patru lăbuțe va avea apoi o extraordinară elocință, deci talentul de a vorbi. Atât de important. Ei, se va produce tot mai accentuat o întoarcere la cartea scrisă. Aceea este cu adevărat sursa atâta de cultură. Atâta optimism nu am mai văzut. Sunt fără leac aici. Tehnica, da, tehnica vine și ne contrazice. Da. Așteptăm și părerea doamnei profesoare, da, Alexandra Doga. Împărtășesc acest optimism ca editor, ca autor, traducător. Cartea este copilul nostru.
este copilul pe care îl plămădim, pe care îl iubim și pe care îl dăm lumii, să fie de folos lumii. Nu se poate fără literatură. Literatura are rolul ei catartic. Și dacă catarsisul acela din fața scenei este un catarsis în colectivitate, să zic, împărtășit, în intimitatea noastră avem propriul catarsis. Ne luăm cartea, citim, intrăm într-o experiență. Dar dacă vă luați computerul și citiți pe computer un volum în format electronic, e altceva. Eu lucrez mult pe computer, dar este altceva. Altceva. Chiar și pentru percepția vizuală este exact. Altceva. Și hârtia transmite o alt fel de relaționare. E importantă literatura, dar e importantă orice fel de artă și în cazul de față eu vreau, sigur, să subliniez, pentru că avem aici un grafician de nume și renume, da, și grafica și arta plastică își are rolul ei și fără ea lumea ar fi mult mai săracă și mult mai puțin expresivă, cred. Mai searbădă. Da, searbădă, cum spuneți dumneavoastră. Timpul ne presează, dar urmează imagini pe care ni le-a adus Traiana Bruda și care relevă o parte doar din activitatea sa artistică de grafician. Da. Grafică satirică de asta dată. Anume? Trebuie să și râdem. Grafică satirică. Da, ca să putem și zâmbi. Foarte bine spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sigur ați fi avut multe altele de spus, dar am ținut ca mai multe păreri îmbinate să realizeze un puzzle verbal și de idei, de păreri și de atitudini culturale reale pe care le exersați fiecare în felul său. Și aduceți în felul acesta încă un plus imaginii culturale a Timișoarei. Vă mulțumesc și vă doresc foarte mult succes. Mulțumim. Noi mulțumim. Încheiem aici această ediție. Vă mulțumesc pentru atenție. O nouă revedere săptămâna viitoare la aceeași oră, duminica, bineînțeles. Cu bine!
Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.